Echipa de fotbal Steaua București s-a calificat miercuri în finala Cupei României, faza pe București, după ce a dispus în semifinale de formația Progresul 2005 București cu scorul de 6 la 3, la pauză 2 la 1. Pentru echipa lui Mărzu și au marcat Medeiros de două ori, Caetano, Adrian Ilie, Robu și Marin Tudose autogol. A fost un meci greu pentru că întâlnim un adversar din play-off și a trebuit să jucăm foarte bine pentru că va trebui să îi întâlnim și să învingem neapărat în meciul din play pentru a ne califica în Liga 3. Vom câștiga și Cupa României și campionatul. Pentru Steaua București este a doua calificare consecutivă în finala Cupei României faza pe București. În finală, Roșii albaștrii vor întâlni pe 8 iunie echipa Carmen București, care a trecut în cealaltă semifinală de CSFC Dinamo cu 3 la 1.